Polițiștii au continuat și săptămâna trecută acțiunile de prevenire și combaterea activităților ilegale din domeniul silvic. În urma controlului efectuat la societatea comercială din comuna Șerbănești, polițiștii de ordine publică, sprijiniți de cei din cadrul secției 8 Poliție Rurală Perieți, au constatat că administratorul acesteia nu a verificat codul online, data, ora, minutul și secunda, pentru două avize de însoțire secundare cu ocazia recepționării cantității de aproape 12 metri cubi material lemnos. Societatea comercială a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.000 de lei pentru încălcarea prevederilor legii 171/2010 modificată, privind sancționarea și stabilirea contravențiilor silvice. De asemenea, oamenii legii au dispus măsura confiscării valorice a contravalorii cantității de material lemnos în sumă de peste 6.000 de lei. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt informează contribuabilii că termenul limită pentru depunerea formularului 221, declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit, pentru anul în curs este data de 25 mai 2017. Obligația de depunere a formularului 221 revine contribuabililor persoane fizice care realizează în mod individual sau într-o formă de asociere venituri impozabile din România, din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de normă de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructifel și alte asemenea, dar și creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală. Plata impozitului anual și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit, conform deciziei de impunere anuală emisă de organul fiscal competent, se efectuează în două rate egale, astfel 50% până la data de 25 octombrie inclusiv și diferența de 50% până la data de 15 decembrie inclusiv. Loteria bonurilor fiscale continuă cu o nouă extragere. Duminică 21 mai a avut loc o nouă extragere a loteriei bonurilor fiscale emise în perioada 1-30 aprilie 2017, în urma căreia au ieșit câștigătoare bonurile cu valoare cuprinsă între 144 și 144,99 de lei, emise în data de 18 aprilie 2017. Fondul de premiere pentru extragerea lunară este de 1.000.000 de lei, din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. După centralizarea bonurilor câștigătoare, dacă numărul acestora este mai mare de 100, va fi organizată cea de-a doua extragere pentru determinarea maximum 100 de bonuri câștigătoare. Înscrierile pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat au început astăzi și se vor încheia pe 26 mai. Cursurile claselor a 12-a se vor finaliza pe 26 mai, iar bacalaureatul efectiv va începe pe 6-7 iunie cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. În zilele de 8 și 9 iunie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Pe 9, 12 și 13 iunie evaluarea competențelor digitale, iar în perioada 14-16 iunie evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Prima probă scrisă la limba și literatura română va fi susținută pe 26 iunie, a doua zi proba la limba și literatura maternă probă scrisă. Pe 28 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului, pe 30 iunie proba la alegerea profilului și specializării. Pe 5 iulie vor fi afișate rezultatele finale până la ora 16 și depuse contestații între 16 și 20. Între 6 și 9 iulie vor fi rezolvate aceste contestații, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 10 iulie. Firmele mici și mijlocii din România vor putea primi fonduri nerambursabile de la stat în valoare de maximum 50.000 de lei pentru activități de internaționalizare a afacerii prin participare la târguri în străinătate și achiziționarea de pe site-uri și aplicații de promovare prin noul program internaționalizare. Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern lansat joi în dezbatere de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Programului Național Multianual de Susținere a Internaționalizării Operatorilor Economici Români ar urma să se desfășoare în perioada 2017-2020, cu un buget total de peste 70 de milioane de lei de la stat. Firmele beneficiare vor putea primi maximum 50.000 de lei ajutor nerambursabil de la stat într-un an. Intensitatea sprijinului este de 90%, fără TVA, ceea ce înseamnă că firma va trebui să vină cu restul de 10% din cheltuieli, plus taxa pe valoare adăugată, care nu este eligibilă.